Proiectul învinge iarna unui copil. În fiecare an, zeci de perechi de ghetuțe și geci de iarnă ajung să încălzească trupurile firave ale copiilor, care fără de acestea pe timp de iarnă ar purta încălțămintea ce au purtat-o și vara. Bucuria și zâmbetul copiilor nu o putem descrie în cuvinte, ea citindu-se pe fețele lor. Copiii care altădată mergeau la școală, uitându-se cu durere în inimă la papucii colegilor, acum, prin acest proiect, beneficiază de papuci noi. Iată ce spunea o adolescentă de 15 ani, crescută de către bunica ei la vârsta de 67 de ani. Vă rog din suflet să mă ajutați cu o pereche de ghete. Toată iarna am umblat cu teniși care erau și deslipiți. Școala este departe. Și mergând prin zăpadă, când ajungeam la ore, picioarele mele erau ude până la piele. Uneori, din cauza temperaturii prea scăzute, teneșii înghețau cu totul. Vă rog, dacă nu vă cer prea mult, o pereche de ghete cu blană le voi ține doar pentru școală.